Yeah. Fapte 5, versetul 17. Însă marele preot și toți cei ce erau împreună cu el, adică partida saducheilor, s a sculat plin de pismă, au pus mâinile pe apostol și i-au aruncat în temnița de obște. Dar un înger al Domnului a deschis ușile temniței noaptea, i-a scos afară și le-a zis, Duceți-vă, stați în templu și vestiți norodului toate cuvintele vieții acesteia. Când au auzit ei aceste vorbe, au intrat dis de dimineață în templu și au început să învețe pe norod. Marele preoți și cei ce erau cu el au venit pe neașteptate, au adunat soborul și pe toată bătrânimea fiilor lui Israel și au trimis la temniță să aducă pe apostoli. Aprozii la venirea lor nu i-au găsit în temniță. S-au întors și au spus astfel, temnița a găsit-o încuiată, cu toată grija, și pe păzitori stând în picioare la uși. Dar când am deschis, n-am găsit pe nimeni înăuntru. Când au auzit aceste vorbe, capitanul templului și preoții cei mai de seamă au rămas înmărmuriți și nu știau ce să creadă despre apostol și despre urmările acestei întâmplări. Cineva a venit și le-a spus, iată că oamenii pe care i-ați băgat în temniță stau în templu și învață pe norod. Atunci capitanul templului a plecat cu aprozi și i-au adus, dar nu cu sila, că se temeau să nu fie uciși cu pietre de norod. După ce i-au adus, i-au pus înaintea soborului și marele preot i-a întrebat astfel, Nu v-am poruncit noi cu tot din adinsul să nu învățați pe norod în numele acesta? Și voi iată că ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră și căutați să aruncați asupra noastră sângele acestui om. Petru și apostolii ceilalți drept răspuns i-au zis, trebuie să ascultăm mai mult de Dumnezeu decât de oameni. Dumnezeu părinților noștri a înviat pe Iisus pe care voi l-ați omorât, atârnându-L pe lemn, pe acest Iisus Dumnezeu l-a înălțat cu puterea Lui și l-a făcut Domn și Mântuitor ca să dea lui Israel pocăința și iertarea păcatelor. Noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Amin. Tema programată pentru ziua de astăzi este Iisus Hristos, standardul pocăinței. Cuvântul pocăință este un cuvânt foarte complex. Toate cuvintele care compun adevărul lui Dumnezeu pentru mântuirea sufletelor noastre, fiecare cuvânt, care compune acest adevăr, fiecare principiu al împărăției lui Dumnezeu este complex, reprezintă foarte multe lucruri. De aceea avem nevoie de învățătura cuvântului lui Dumnezeu pentru ca să clarifice pentru mintea noastră ce înseamnă aceste lucruri. Și în anul acesta e foarte important să începem prin a defini ce înseamnă pocăință. Spuneam nu de mult, pocăința vine de la cuvântul metanoia, schimbarea minții. Dar schimbarea minții presupune mai multe întrebări. Cum am gândit înainte? Cum trebuie să gândim? Ne schimbăm mentalitatea sau modul de gândire cu privire la ce? Ce mentalitate, ce nou mod de gândire îmbrățișăm? Cum trebuie să gândim de acum înainte? Și vom vedea pe parcursul acestui an că pocăința este un cuvânt foarte complex care înseamnă foarte multe lucruri. Lucruri care se leagă de toate aspectele vieții noastre de credință. Ce înseamnă pocăința? Pocăința înseamnă mai întâi să crezi. Nu poți să te pocăiești dacă nu crezi. Să crezi că Dumnezeu există, să crezi că Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, să crezi că Duhul Sfânt a fost revărsat, pogorât, că a venit să locuiască între noi și în noi și să facă voia lui Dumnezeu în viețile noastre. Vedeți, pasajul despre care vorbim și care a fost citit în această seară, ne prezintă întreaga Dumnezeire, Sfânta Trăime, pe Dumnezeu Tatăl, versetul 30, Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Iisus, Iisus care a murit și a înviat. Și apoi, noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de El. Pocăința începe cu a crede. Dar nu numai a crede, pentru că, Biblia spune, și demonii cred și se înfioară cei mai convinși de existența lui Dumnezeu, de faptul că Iisus Hristos este Fiul lui Dumnezeu și că Duhul Sfânt este parte din Sfânta Treime și care o lucrare dispensațională extrem de importantă în vremea noastră, e diavolul și îngerii lui, ei știu lucrurile acestea. Vă aduc aminte atunci când Dumnezeu a făcut o lucrare extraordinară de eliberarea de duhuri necurate. Mulți oameni s-au apucat de exorcism, să elibereze și ei pe alții. S-au dus niște fii ai lui ceva în îndrăzneala lor și-au mâncat o bătaie soră cu moartea, de la un demonizat. Și cuvântul lor a fost, al demonilor, pe Isus îl știm, pe Pavel îl cunoaștem, dar voi cine sunteți? Observați că puterea întunericului, în împărăția întunericului, lucrurile acestea sunt foarte bine știute și crezute. Dar trebuie ceva mai mult, nu numai să crezi, ci să te încrezi, să te încrezi în Dumnezeu. Adică, ce înseamnă a te încrede în Dumnezeu? Înseamnă a crede într-un Dumnezeu bun, care îți vrea binele. Într-un Dumnezeu care l-a dat pe Domnul Isus Hristos să moară pentru tine ca să te mântuiască. Într-un Dumnezeu care îți vrea binele veșnic. Nu se pune întrebarea doar dacă tu crezi că există Dumnezeu, ci dacă ai încredere în acest Dumnezeu. Pentru că dacă n-ai încredere în El, fugi de El o viață întreagă. Să ai încredere că El știe ce este bine pentru viața ta. Și apoi, nu este suficient nici să crezi și nici să te încrezi în Dumnezeu, ci să fii încredințat. Încredințat că ai o relație cu El, că Îl cunoști și că ești mântuit. Și acum ajungem la al doilea etaj a ceea ce înseamnă pocăință. Pocăință înseamnă să crezi, este aspectul generic al credinței, să crezi că există Dumnezeu, că e Tatăl, Fiul și Duhul Sfânt, să crezi ce spune cuvântul lui Dumnezeu despre Dumnezeu, apoi să te încrezi în El că te-a creat, că are un scop nobil cu privire la viața ta, că îți vrea binele veșnic, că știe ce e mai bine pentru viața ta, să fii încredințat că ceea ce știi și ceea ce crezi nu e un fum, nu e un abur, nu e o părere, ci e adevărul lui Dumnezeu. Că mulți oameni cred în Dumnezeu și și-au confecționat un Dumnezeu după poftele și după plăcerile lor. Tu trebuie să fii sigur că Dumnezeul în care crezi, Hristosul pe care îl consider Domnul vieții tale, este cel din Scripturi, nu este o poveste. Nu este uh, narativul unor oameni care ți-l descriu pe Dumnezeu așa cum li se pare și lor că ar fi. Pare foarte rău să vă spun, în ziua de astăzi, se predică un Hristos fals. Un Hristos care e bun, dar nu e drept, un Hristos care iubește, dar nu urăște păcatul, un Hristos care iartă, dar care nu pedepsește păcatul. un Hristos de deformat. Tu trebuie să fii încredințat. Care este încredințarea ta? care e siguranța ta? Că ceea ce crezi este adevărul lui Dumnezeu. Pentru că doar atunci ești liber. Veți cunoaște adevărul, adevărul vă face liberi. Ei, și acum întrebarea se pune: să cunoști vă rătăciți, spunea cuvântul lui Dumnezeu, pentru că nu cunoașteți nici scripturile, nici puterea lui Dumnezeu. Necunoașterea scripturilor, iubiți frași și sorori, duce la rătăcire. Oamenii au nădejde din cred, se încred în Dumnezeu. Dar pentru că n-au încredințarea unei relații cu adevăratul Dumnezeu, bazată pe ceea ce spune Scriptura, nu pe ce povestesc oamenii, nu pe ce ne închipuim noi. De aceea, crezând că se îndreaptă spre eternitatea cu Dumnezeu, se îndreaptă de fapt spre pierzare și atunci, la al doilea etaj al pocăinței, intervine întrebarea dacă îl cunoști sau nu pe Dumnezeu. Să cunoști pe Dumnezeu. Și apoi nu numai să-L cunoști pe Dumnezeu, pentru că a crede în Dumnezeu, viața de credință nu presupune doar să te uiți spre Dumnezeu, să-L studiezi pe Dumnezeu, să știi cine e Dumnezeu și ce vrea Dumnezeu, trebuie să te uiți la tine. Când te uiți la Dumnezeu, următorul pas e să te uiți la tine și nu numai să-L cunoști pe El, dar să te recunoști pe tine. Păcătos? Să recunoști că n-ai niciun merit, să recunoști că ești pierdut? una din marile probleme pe care le au oamenii. Și dacă îl citesc Scriptura și dacă studiază Scripturile, le e greu să recunoască starea lor. Pocăința presupune să te uiți la tine, să te vezi pe tine, să te recunoști așa cum ești. Vă aduc aminte că atunci când omului Dumnezeu, neprihănitul proroc Isaia, s-a întâlnit cu Dumnezeu și când a văzut frumusețea, măreția, neprihănirea, sfințenia lui Dumnezeu, a spus, vai de mine, că sunt un om cu buze necurate și locuiesc în mijlocul unui popor cu buze necurate. A fost nevoie ca Dumnezeu un cărbune de pe altarul sfânt să-l ia îngerul, să-i curețe gura, ființa, să-i atingă, să atingă buzele pentru ca să fie cu adevărat neprihănit, pentru că în prezența lui Dumnezeu nimeni nu se poate lăuda cu nimic. Vă aduc aminte de ceea ce spune cuvântul Domnului. Dacă Avram are cu ce să se laude, are cu ce să se laude, dar nu înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea lui Dumnezeu, înaintea lui Dumnezeu nimeni nu se poate lăuda. Fiecare trebuie să-și recunoască păcătoșenia, trebuie să-și recunoască starea. Și apoi, când îți dai seama ce Dumnezeu ai și când te vezi pe tine păcătos și îți dai seama că ți-a mai dat un an și că mai poți să respiri și că ai viață și că ai sănătate și că poți să fii în casa lui Dumnezeu, îți în laudă pentru că îi ești recunoscător. Lucrurile acestea merg în înlănțuite. Credința cu încrederea și cu încredințarea, cunoașterea, cu recunoașterea stării și apoi cu a fi recunoscător lui Dumnezeu. Să spui, Doamne, îți mulțumesc că te-ai gândit la mine, așa cântăm o cântare, s-a gândit Dumnezeu la noi. Ne-a băgat în seamă Dumnezeu, i-a păsat de noi. Știți dumneavoastră că diferența dintre Dumnezeu și noi este de un infinit de ori mai mare decât diferența dintre noi și o furnică le călcăm în picioare și nu ne gândim de două ori. Acum să-mi fie cu iertare, dacă ar veni cineva să zicem că vrea să se mărturisească, vom avea trei săptămâni de rugăciune și poș și pregătire pentru stăruință și cei ce au nevoie de mărturisire pot veni să stea de vorbă cu oricare din slujitorii bisericii, să-și mărturisească starea, dar sincer să fiu, dacă ar veni cineva la mine și mi-ar spune, Adică dacă mi-ar spune, frate, am probleme cu alcoolul, am probleme cu gândirea mea, cu anumite lucruri care le fac și nu trebuie să le fac, mai așa, A Aș spune, frate, hai să trecem la rugăciune, la pocăință, să ne elibereze. Dacă ar veni cineva și mi-ar spune, frate, eu în anul ăsta mi-am dat seama că am călcat multe furnici în picioare mergând pe jos și am așa o mustrare de conștiință extraordinară, A spune, bă, frate, vezi că ai probleme foarte mari și nu cu conștiința ai probleme, Mai eu nu zic să te duci să cauți furnicile și să le calci în picioare. Dacă s-a nimerit să le calci, asta este. Mergi unde ai treabă. Știți că Dumnezeu ne putea strivi, ne putea călca și storci. Și asta n-ar fi trebuit să-i producă niciun fel de remușcare. Știți că Dumnezeu putea să distrugă întregul univers și nimeni n-ar fi fost în stare să-l tragă la socoteală? Și noi suntem considerați copiii lui, mântuiții lui, Domnul Iisus Hristos ne pregătește un loc și să nu-L lăudăm și să nu-I zbucnim în cântări de laudă? Slăvit să fie în numele Domnului! Pentru asta venim aici, pentru asta respirăm, pentru asta existăm, să-i aducem lui slavă, glorie, mărire, cinste, închinare. Cât de recunoscătorii suntem? Ori de câte ori, ni se duc gândurile în toate părțile și nu reușim să ne concentrăm asupra faptului că fiecare mișcare, că fiecare gând, că fiecare respirație le primim prin mila lui Dumnezeu și să-i fim recunoscători și să-i mulțumim. Ziua aceea, dragii mei, este o zi rosită, pierdută, risipită. Acum ajungem la capitolul pocăinței în sine, Pocăința înseamnă, sau a te pocăi, înseamnă să crezi că există Dumnezeu. Să te încrezi în bunătatea Lui. Adică să crezi că e un Dumnezeu bun, milos, îndurător, care îți vrea binele. Să fii încredințat că ceea ce știi despre Dumnezeu e adevărul. Nu mituri, nu folclor, nu ce povestesc alții, ci ceea ce tu te-ai documentat personal și știi din cuvântul lui Dumnezeu. să-L cunoști pe Dumnezeu, să te intereseze ce-i place și ce nu-i place lui Dumnezeu, cine este Dumnezeu, cum este Dumnezeu, ce vrea Dumnezeu. Pentru că lucrurile acestea contează că El e creatorul tău și are drept asupra vieții tale. Da, și să-ți impună cum să trăiești, ce să faci și ce să nu faci. Deci, îți dă libertatea să alegi. Să recunoști înaintea lui Dumnezeu, nu numai să-L cunoști pe El, dar să recunoști că n-ai niciun merit, că ești pierdut, că fără Dumnezeu n-ai nicio șansă în eternitate. Și pentru tot ceea ce a făcut și face pentru tine și pentru mântuirea sufletului tău, să-i fii recunoscător în fiecare zi, în fiecare rugăciune, întreaga viață. Dar apoi, ce faci cu informația aceasta despre tine, despre faptul că ești păcătos? Și recunoști că ești păcătos? Da, așa este. Dragii mei, vreau să vă spun că am întâlnit în viață oameni care n-au nicio problemă cu a recunoaște că au greșit. Dar foarte sfidător. Da, am greșit. Și? Păi, și păi ce, eu sunt singurul care toți greșim. Lasă-mă, domnule Pace, am greșit. Și ce? Ce? N-ați întâlnit niciodată vreun copil așa? Unii săraci și ascund prostiile, nu știu cum să facă, să te mintă, să te înșele, să le repare, să le pună, să le ascundă, să le dosească. Alții nu. Senini, da, eu am rupt, eu am spart, eu am stricat, eu am făcut. Nu e așa că te deranjează. Sfidarea aceasta. Înaintea lui Dumnezeu ne putem duce doar să dăm din numeri și să spunem, tu știi din ce suntem făcuți? Că ne și rugăm așa, dar bine, apelăm la înțelegerea lui Dumnezeu. Că săracii de noi, vai de noi, dacă Dumnezeu n-ar ști din ce suntem făcuți. Dar nu cumva la un moment dat să dăm din numeri să-i spunem, Dumnezeu, Doamne, știi din ce suntem făcuți? Lasă-ne în pace. La ce, ce aștepți de la noi? Așa suntem noi. Că mai sunt oameni care spun, lasă-mă, domnule, așa, așa sunt eu. Unul mi-a zis odată, frate, dacă nu-ți place, altul mama nu mai face. Ia uite-te, mă, ce mi-a spus. Așa mi-a zis odată unul. Bine, mă. Ce să-i zi mai zici? Eu așa e el. Ai, ne mai povestim noi unii pe alții. Și dacă chiar vrei să-l scuzi pe unul că ți drag, ți-e prieten, ți-e rudă, mă, auzi, așa e el. Dar, și are și el o calitate, că doar vorba aia. Nu există om să n-aibă o calitate și nu e om să n-aibă un defect. Așa că pe unul, oricât de bun ar fi, câte calități ar fi, i-ai pomenit suficient de mult defectul și l-ai negrit total. Unul, oricât de rău ar fi, are și localitate, l-ai făcut gri. Dragii mei, cu Dumnezeu nu merge așa. Nu merge doar să recunoști. Și să-i fii recunoscut, să spui, mulțumesc pentru ce ai făcut. Trebuie să te căiești, trebuie să te căiești, să spară rău, să regreți. Mica mea, când maltoia cel mai tare îmi spunea, știi ce mă deranjează cel mai rău la tine? Ce? Că nu-ți pare rău. Bine, mi mirea frică, îmi părea rău că m-a prins. Când ai de-a face cu Dumnezeu, trebuie să existe acea părere de rău în lăuntru sufletului tău, să regreți profund că l-ai dezonorat pe Dumnezeu, că l-ai supărat pe Dumnezeu. în relația dintre soț și soție. N-are ce să-ți facă. Adică are ce să-ți facă, dar suntem oameni în toată firea, cu minte în cap. Ce, ce să-ți facă? Nu o să-ți dea în cap. Și există tendința asta, ai făcut o greșeală? Ce să dacă îl iubești și dacă o iubești, facerea de rău o să producă un regret pentru că o întristezi, pentru că îl întristezi. Și nu-ți place să faci așa ceva la persoana pe care o iubești. Întrebarea la un moment dat se pune, îl iubim noi pe Dumnezeu suficient? Vrem noi să-i protejăm lui Dumnezeu onoarea în viețile noastre încât să ne pară rău de orice păcat pe care l-am săvârșit? Deci să te căiești. Dar nu e suficient să spară rău. Pentru că și lui Iuda i-a părut rău. Și i-a părut așa de rău că s-a dus și s-a spânzurat. Și n-a câștigat nimic din părerea lui de rău. Nu trebuie doar să te căiești, trebuie să te pocăiești. Ce înseamnă a te pocăi? A te căi înseamnă a-ți părea rău. A te pocăi înseamnă să-ți ceri iertare de la Dumnezeu și să lași ca sângele Domnului Isus Hristos să spele viața ta și să o curățească. Este ca și copilul care s-a împiedicat, a căzut în noroi și nu se mai simte bine până când nu-l ia mama, până când nu-i dă jos hainele murdare, până nu le spală, până nu-l spală și pe el și până nu-l schimbă și îl îmbracă în haine curate. Să vedeți, s-a creat acest ritm vicios de a ne căi, de a ne pocăi și iar ne căim și iar ne pocăim și iar ne căim și iar ne pocăim și tot nu suntem pocăiți. Știți că trebuie să ne căim, trebuie să ne pocăim, dar pe urmă trebuie să și fim pocăiți, fraților. A fi pocăit înseamnă să nu faci ce nu fac pocăiți să ai o atitudine preventivă față de păcat. Cugetul luminat de Duhul Sfânt este cugetul, numai cugetul care vede cap greșit, ci care anticipează răul și se ferește să nu greșească, să nu păcătuiască. Un om pocăit este un om care se căiește de păcat, care se pocăiește de păcatul lui, dar pentru că e pocăit nu mai face păcatul nu-l mai comite pe păcat. Asta înseamnă pocăință. Și în textul pe care l-am citit ca să se lege pocăința noastră de Domnul Isus Hristos, apostolii vorbesc despre patimile Domnului Iisus Hristos, pentru că pocăința noastră se leagă de jertfa Domnului. Dacă Hristos nu venea să moară pentru noi în lumea aceasta, problema păcatelor noastre nu putea fi rezolvată. Ne puteam cere iertare, puteam să plângem o viață întreagă. N-aveam cu ce să fim spălați. Scumpii mei, e importantă căința, e importantă pocăința, dar păcatele nu se spală cu lacrim. Păcatele se spală cu sângele Domnului Isus Hristos. Lacrimile sunt necesare pentru că lacrimile aduc sângele Domnului Isus Hristos peste păcatele noastre ca să le curățească. Fără lacrim nu există sânge. Dar fără sânge, lacrimile sunt zadarnice. Standardul păcălinței noastre este Domnul Isus Hristos, pentru că plata pentru păcatele noastre este a lui, de aceea spune Dumnezeul părinților noștri a înviat pe Isus pe care voi l-ați omorât, atârnându-l pe lemn. Ești cuvântul Domnului? Ne spune că saducheii și fariseii erau extrem de deranjați de faptul că aruncau sângele Domnului peste ei. Aruncați asupra noastră sângele acelui om. Citind și recitind pasajul acesta, înțeleg ce înseamnă a arunca, înseamnă a îi face responsabil de moartea Domnului Iisus Hristos, a i face responsabil de sângele Domnului. Dar, fraților, toți suntem responsabili de moartea Domnului Iisus Hristos, de sângele vărsat. Toți suntem responsabili. Din cauza noastră a murit. Din cauza fiecăruia dintre noi. Fiecare dintre noi suntem vinovați de sângele Lui. Există însă și o altă conotație ca să arunce sângele Lui asupra noastră înseamnă să ne spele păcatele. E bine că Domnul a aruncat sângele său prin veacuri asupra tuturor celor care s-au căit și s-au pocăit și s-au ferit de păcat, pentru că fără sângele Domnului Iisus Hristos nu este mântuire, nu este iertare, nu este pocăință. Baza pocăinței este jertfa Domnului Iisus Hristos, patimile, suferințele mântuitorului, garantează că pocăința noastră este primită înaintea lui Dumnezeu. În baza jertfei sale, când ne pocăim de păcatele noastre, El ne iartă și ne mântuiește. Dar tot aici cuvântul lui Dumnezeu vorbește despre puterea pocăinței noastre. De unde a început episodul acesta al eliberării apostolilor? și al discuției pe care o au cu mai mari poporului, încă din capitolul 4 din Faptele Apostolilor, în urma vindecării ologului din naștere, din capitolul 3 din Fapte, în capitolul 4, pun mâna pe ei și îi aduc înaintea soborului și îi trage la răspundere pentru această facere de bine făcută unui om bolnav. Ei îl întreabă, cu ce putere ați făcut voi așa ceva? Și ascultați ce spun apostolii. Să știți toți și să știe tot norodul lui Israel. Omul acesta se înfățișează înaintea voastră pe deplin sănătos în numele lui Isus Hristos din Nazaret, pe care voi l-ați răstignit, dar pe care Dumnezeu l-a înviat din morți. El este piatra lepădată de voi zidarii care a ajuns să fie pusă în capul unghiului. În nimeni altul nu este mântuire, căci nu este sub cer niciun alt nume dat oamenilor în care trebuie să fim mântuiți. Și acum ascultați, în pocăință este o putere extraordinară. mai puterea de a face minuni, puterea îndrăznelii pe care o au oamenii aceștia. Când au văzut ei îndrăzneala lui Petru și a lui Ioan, s-au mirat întrucât știau că erau oameni necărturari și de rând și au priceput că fuseseră cu Isus. Dragii mei, oricât de mult ne-am pocăit, nu putem să fim pocăiți fără puterea Domnului Isus Hristos, manifestată prin Duhul Sfânt în viețile noastre. Adevărata pocăință, are în sine puterea sfințirii, puterea apropierii de Dumnezeu, pentru că în evrei cuvântul Domnului spune că nu mai putem pune toată ziua bună ziua, baza, temelia, pocăinței de faptele moarte, că trebuie să mergem spre cele desăvârșite și spunea Apostolul Pavel și vom face lucrul acesta cu ajutorul lui Dumnezeu. Vedeți? Pocăința poate deveni un fel de um, cerc din asta periculos, un val periculos, o centrifugă din asta care nu te mai lasă să ieși. Și vine omul în fiecare duminică și se pocăiește și de luni până în sâmbătă face aceleași păcate și din nou se pocăiește și iarăși le face. Ce se întâmplă? nu este activată în viața lui datorită lipsei de sinceritate în pocăință, nu este activată puterea pocăinței care te ajută să mergi spre cele desăvârșite și să părăsești păcatul. Puterea aceasta este așa de mare încât l-a înviat pe Domnul Isus Hristos din morți. Și dacă l-a înviat pe Domnul Isus Hristos din morți, poate să te învieze și pe tine la o viață nouă. Dacă pe Hristos l-a scos din mormânt și pe tine te poate scoate din închisoarea păcatului. Și apoi vă rog să observați propovăduirea pocăinței. Hristos este standardul pocăinței noastre. În patimile Lui, în jertfa Lui, avem iertare de păcate și ne putem pocăi. Altfel, pocăința noastră ar fi zadarnică, n-ar atrage niciun beneficiu. Dacă n-ar fi murit Hristos, dacă n-ar fi pătimit Hristos, dacă n-ar fi suferit Hristos. Apoi, păcatele noastre sunt iertate, dar soluția lui Dumnezeu pentru viața noastră nu este să ne iertăm fiecare zi și în fiecare săptămână, ci să ne întărească, să ne împuternicească în sufletele noastre, să trăim o viață sfântă, Viața de pocăință nu presupune doar să ne pară rău, să ne cerem iertare de păcatele noastre și pe urmă să ne ducem să le facem și să le repetăm din nou. Viața de pocăință presupune să părăsim păcatul. A fi pocăit înseamnă a nu mai fi cum erai. Și puterea aceasta de transformare este puterea învierii, este puterea Domnului Isus Hristos, iarăși Hristos este în centrul pocăinței noastre. Prin Hristos ne putem pocăi, prin Hristos putem să fim pocăiți. Dar noi avem un mesaj de transmis oamenilor. Și ascultați, în capitolul 4, versetul 1, Biblia spune pe când vorbeau Petru și Ioan Norodului, că acum aveau baza miracolului care fusese făcut. O logul din naștere care a fost vindecat. Și tot poporul, când a văzut această minune, s-a dus să asculte. Și acum ei vorbeau norodului. Au venit la ei pe neașteptate preoții, capitanul templului și s-a ei. Foarte necăjiți că învățau pe noroc și vesteau în Iisus învierea din morți. Știți că diavolul și lumea sunt foarte deranjați când îl propovăduim pe Domnul Iisus Hristos. Dar dacă cineva se va pocăi vreodată, se va pocăi doar ca rezultat al propovăduirii noastre și nu putem propovădui altceva decât pe Domnul Isus Hristos. Pavel spunea, n-am vrut să știu între voi decât pe Hristos și pe El răstignit. Dragii mei, una din marile probleme pe care le are creștinismul de astăzi este că încearcă să-i atragă pe oameni cu o sumedenie de artificii. Și îmi pare foarte rău să vă spun că bisericile se golesc cu toate artificiile lor se consolidează, se desfințează enorm de multe biserici ca să se formeze una mai mare și să creeze percepția că suntem pe val, nu suntem pe val. Tineretul părăsește în număr record bisericile, și atenție, bisericile americane și nu au problema limbii. Și nu-i mai pot ține nici cu petreceri, nu-i mai pot ține nici cu teatre, nu-i mai pot ține nici cu drame, nu-i mai pot ține nici cu vreun fel sau altul de muzică, nu-i mai pot ține lăsându-i să-și facă de cap, nu-i mai pot ține lăsându-i să se îmbrace cum vrea, nu-i mai pot ține nici lăsându-i să se tatueze, să-și facă găuri te mir pe unde, nu-i mai pot ține. Pe de o parte, pentru că în vremea de astăzi oamenii se leapă de Domnul Isus Hristos, pe de altă parte, pentru că cei care sunt atrași, dacă nu sunt atrași de Domnul Isus Hristos, toate celelalte lucruri nu reușesc să-i țină decât pentru o scurtă vreme. Sunt legături slabe. Ascultați ce se întâmplă. Însă, mulți din cei ce au zis au crezut și numărul bărbaților credincioși s-a ridicat aproape la 5.000. De ce? pentru că l-au predicat pe Domnul Isus Hristos. Propovăduirea pocăinței este numai despre Domnul Isus Hristos. Dacă asta nu-i atrage pe oameni și nu-i mântuiește pe oameni, nimic altceva nu-i va atrage și nu-i va mântui. Dacă asta nu le schimbă viața, nimic altceva nu le schimbă viața. Și aici spune așa, în versetul 32 din textul citit, noi suntem martori acestor lucruri ca și Duhul Sfânt pe care l-a dat Dumnezeu celor ce ascultă de ei. Cu alte cuvinte, vorbeam de puterea pocăinței, aceasta se transmite și în propovăduirea pocăinței. Noi îl predicăm pe Domnul Isus Hristos, dar am vrea să fim plini de puterea Duhului Sfânt ca predicarea noastră să nu fie o predicare seacă, să nu fie doar o poveste, să nu fie doar o narațiune, să nu fie doar niște explicații goale, ci în propovăduirea noastră să fie puterea lui Dumnezeu de transformare a vieților oamenilor. Doamne, umplene de puterea Duhului Sfânt! Iar noi nu trebuie să facem altceva decât să-L pronunțăm, să-L proclamăm, să-L propovăduim, să-L predicăm pe Domnul Iisus Hristos iarăși pe Domnul Isus Hristos și numai pe Domnul Isus Hristos. Auziți, spune aici cuvântul Domnului în fapte 4, versetul 19 și versetul 20, drept răspuns Petru și Ioan le-au zis, judecați voi singuri dacă este drept, înaintea lui Dumnezeu să ascultăm mai mult de voi decât de Dumnezeu, căci noi, nu putem să nu vorbim despre ce am văzut și am auzit. Și aici intervine un alt adevăr și cu acesta aș dori să închei. Pocăința nu poate fi propovăduită decât de oameni pocăiți. Pentru că tu nu poți să vorbești decât despre ce ai auzit și ai văzut. Și cineva va zice, frate, n-am auzit și n-am văzut nimic grav. Dacă în relația ta cu Dumnezeu nu ți-a arătat nimic niciodată, n-ai văzut niciodată nimic, aici au văzut o mare minune. Dacă n-ai văzut niciodată intervenția lui Dumnezeu. Dacă nu l-ai văzut niciodată pe Dumnezeu la lucru, dacă n-ai văzut niciodată puterea lui Dumnezeu la lucru în viața ta. Intră pe ușa pocăinței de la început. De la capitolul credință, de la capitolul cunoaștere, de la capitolul căință și pocăință. Intră pe ușa de la început. Pentru că trebuie să vezi și trebuie să auzi că numai imaginea pocăinței pe care ai văzut-o prin credință, puterea la lucru a lui Dumnezeu în viața ta, ceea ce ai văzut și ceea ce ai auzit, te califică să predici, să vorbești, să arăți altora, să mărturisești și să proclami pocăința. De ce nu se pocăiesc mulți în ziua de astăzi? Sunt două motive, dragii mei, care se leagă de pocăință. În primul rând, vina este pe capul celor care nu se pocăiesc, pentru că spune cuvântul Domnului în Roman, capitolul 2, dar cu pietrirea inimii tale care nu vrea să se pocăiască. Sunt oameni care nu vor să se pocăiască. Poate să coboare Dumnezeu foc din cer, poate Dumnezeu să-i roage frumos, poate Dumnezeu să strige la ei. Poate să facă Dumnezeu orice. Când omul se împietrește, când intră răutatea lumii în el, își astupă urechile, îți întoarce spatele, te insultă, nu te mai poate suporta, se răzvrătește, intră într-o stare de răutate și de rebeliune, numai de pocăință nu vrea să audă. Îi aveți în familiile dumneavoastră, îi aveți printre prietenii dumneavoastră, printre cunoscuții dumneavoastră, uneori îi avem și în biserică e împietrit și nu poate să audă, nu mai suportă cuvântul pocăinței. Nu vrea să se pocăiască, ăsta e primul motiv pentru care oamenii nu se pocăiesc. Dar în al doilea rând, fraților, trebuie să ne uităm și la noi. Un motiv pentru care oamenii nu se pocăiesc este că pocăiții nu mai sunt pocăiți. Ei asupra lor își atrag Pedeapsa lui Dumnezeu, când spun, decât să fiu pocăit ca ăla sau ca ăla, mai bine nu. Asta nu e o justificare să nu se pocăiască, dar atenție, pentru că noi nu suntem lumină în mijlocul lor, pentru că noi nu trăim viața de pocăință, pentru că noi de multe ori nu mai predicăm pe Hristos și nu-L mai punem pe Hristos în centrul vieții de pocăință. Și pentru că suntem goliți și lipsiți de puterea pocăinței care vine prin Duhul Sfânt al lui Dumnezeu. Nu se pocăiesc oamenii. Au scuze. Și acum, prima parte noi nu putem negocia și nu putem rezolva. Cine nu vrea să se pocăiască, nu vrea să, ne să se pocăiască. Dar acum întrebarea mea, stimați frați pocăiți și surori pocăite, ce credeți? N-ar fi momentul noi să ne pocăim? N-ar fi bine noi, chiar noi, pocăiții, să nu ne mai putem pocăi? Noi care credem! Noi care cunoaștem! Noi care am trecut de atâtea ori pe la altarul pocăinței! Noi care am văzut puterea lui Dumnezeu. Noi care am auzit, care am simțit, noi care avem experiența pocăinței. Noi să nu ne pocăim. Este anul pocăinței, însă nimeni nu ne garantează un an. Știți ce vă propun? Haideți să ne pocăim în seara aceasta. În primul rând, dacă nu ne pocăim, nu ne putem apropia de jertfa Domnului, de trupul și sângele Domnului. Numai într-o viață de pocăință putem să facem lucrul acesta. Și imaginea pe care o avem în seara aceasta, în mijlocul nostru, nu mă refer la oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, mă refer la oameni care au stat ani și zeci de ani în biserică, dragii mei, când ne uităm la masa împărtășirii, dacă masa aceasta împărtășirii nu ne vorbește despre patimile Mântuitorului, care a murit pentru ca noi să ne putem pocăi, atunci nimic altceva nu ne va chema cu mai mare drag, cu mai mare insistență, cu mai mare putere de convingere la pocăință, nimic altceva decât împărtășirea cu trupul și sângele Domnului.